Vom continua pe acest subiect. Acum, în direct cu noi, prin telefon, e Mihaela Buzărnescu. Am vorbit despre celelalte jucătoare din România de la Wimbledon 2022. Intenționat n-am abordat subiectul Miki, pentru că știam că va intra prin telefon. Bună, Miki, spune-ne întâi cum te simți și cum a fost pentru tine participarea din acest an de la Londra. Bună ziua! Toate bine, tocmai m-a surprins după ce am terminat un meci de echipă în Germania. Ce să facem? Am terminat bine sezonul pe iarbă și am trecut imediat pe zgură, dar mă ajută, fiindcă mâine dimineață plec la un concurs în Baștea, la un VTA acolo și e bine. Ce pot să vă spun despre experiența trăită la Wimbledon este că a fost una neașteptat de frumoasă și mă bucur tare mult că am avut ocazia și... cum să zic, faptul că am jucat pe terenul central, unde toată lumea își dorește, e un vis. Și faptul că am jucat cu finalista de la Roland Garros și faptul că am jucat bine, iarăși este un mare plus pentru mine și mă bucur că am fost acolo, mă bucur că am câștigat un meci și că nu am avut dureri în urma accidentării mele destul de grave în urmă cu o lună. Dar trebuie să spunem că ai fost accidentată după acel meci jucat la Surbiton în startul lunii iunie. Pregătirea ta nu a fost cea dorită înainte de Wimbledon și ai ajuns la Londra cu doar câteva zile înainte. Cu două zile înainte, mai exact, exact, exact. M-am antrenat pe zgură acasă. Prima săptămână după accidentare nu am atins racheta și am făcut doar injecții și recuperare și... După aia ușor, ușor am început tenisul, dar toți mi-au spus la București că e ireal cât de bine joci, zici că nu ai făcut pauză pe ca că te lovesc accidentările când nu trebuie sau când se vede că ai poftă de joc și am avut încredere cu acest lucru. Nu s-a văzut, sincer, pauză și accidentarea, doar că totuși îmi datorez tot meritul mie, fiindcă am tras, vă spun, ca un câine săptămânile acestea la recuperare și la tot, ca să pot să... Mi-am dorit enorm să fiu bine și să pot să joc la Wimbledon când prima instanță trebuia să fac operație la genunchi pentru fisura ce o am la menie și pe ligamentele colaterale. Așa că mare noroc și cât se vede încă o dată când ai dăruință și când îți dorești ceva foarte mult și muncești atât de mult pentru el, se adeverește și devine realitate. Da, până la urmă ai câștigat un meci împotriva unei adversare care avea ritm de joc față de tine. Ea venea din calificări, câștigați acolo trei partide și ai avut și... Am meciul contra Simonei la Roland Garros și a jucat foarte bine și atunci. Adică știam că nu e un meci ușor, da. Da, ai trecut cu bine de acea partidă. Pentru cei de acasă se spune că scorul a fost 6-4, 6-2. Apoi, pentru tine o experiență probabil de neuitat. Cum a fost să evoluezi pe arena centrală, chiar dacă Coco Gauff s-a dovedit a fi o adversară puternică? Eram foarte încântată și motivată pentru că voi juca pe arena centrală, unde, repet, cei mai buni jucători au ocazia să joace acolo. Știam că se va întâmpla acest lucru din cauza faptului că ea a făcut finală la Roland Garros. Dacă vă vine să credeți, când doabea în ziua meciului mi-am amintit că făcuse finală. Știți, eram foarte focusată și mă uitam, știți, eram acolo în ritmul meu de joc. Diferența a fost că ea a jucat total diferit față de cum a jucat în primul tur. A fost altă jucătoare, serviciului a fost extrem de puternic, loviturile, cred că a ajutat și faptul că terenul era acoperit. Din cauza... Da, vom încerca să refacem legătura cu Miki. Ne face plăcere să vedem cum povestește ea așa foarte natural. Nu stă să își coafeze discursul, cum se întâmplă de fapt cu multe alte jucătoare. Da, asta e o calitate. Din păcate, puțin întâlnită. Nu numai în tenis, ci în sport în general. Pentru că vedem cam prin toate sporturile, discursurile sunt cam aceleași. Iar cei care... sunt așa prea sincer la un moment dat, sunt foarte, foarte puțin. Dar vom trece mai departe
Ba nu trece mai departe, trece. pentru că am prins-o din nou pe Michi. Ne povesteai cât de bine Da. a fost, cât de frumoasă a fost atmosfera și chiar dacă n-ai câștigat meciul. Chiar înainte să intrăm în legătură directă, vorbeam despre subiectul punctelor. Care e punctul tău de vedere? Cum trebuia procedat ca lumea să n-aibă de suferit? Practic se scad punctele de anul trecut, dar nici nu poți câștiga puncte în acest an la Wimbledon. Da, oarecum a fost o răzbunare pentru jucătorii care nu au fost acceptați. Adică noi am avut un avantaj pentru cei care erau la limită și ar fi fost în calificări pe la începutul listei, cum eram și eu. Am putut fi acceptată pe tablou din cauza neparticipărilor, dar în același timp s-au răzbunat pe noi și nu ne dau puncte și aveam nevoie de puncte, ce obțin eu personal care vin după accidentările acestea, aveam nevoie de puncte, fiindcă urmează o perioadă în care trebuie să-mi apăr puncte, suna viitoare am de apărat o semifinală la Bastard și m-ar fi ajutat enorm. Anul trecut nu câștigasem tur la Wimbledon, deci era un bonus pentru mine. Ca și pentru, vă dați seama, câștigător, Berrettini, care săracul s-a retras din cauza COVID-ului, are finală jucată anul trecut, deci o grămadă de puncte, Djokovic la fel. Dar noi am văzut puțin mai devreme și clasamentul actualizat, multe schimbări acolo după scăderea punctelor. Vom vedea destule permutări în ierarhia WTA. Te vom lăsa în curând să îți vezi de recuperare. Tocmai ne-a spus că ai încheiat un meci. Însă, înainte să încheiem discuția, să ne spui ce urmează pentru tine. Ne-ai spus de Bostad, turneul din Suedia și cred că vei participa și la Budapesta, acolo unde anul trecut ai câștigat titlul de dublu. Sigur. Asta este programul Bostad. Budapesta, Palermo, Varșovia și Iași. Așadar, o perioadă plină, vei juca săptămână de săptămână și în căutarea punctelor de care spuneai că ai atâta nevoie da. În vederea US Open-ului. Nu știu, da, să rămân sănătoasă, oricum lucrez în fiecare zi o grămadă de exerciții pentru genunchi și îmi doresc să joc, să am meciuri în picioare. Fac o pauză pe 13, 14, 15 august. Mă așteaptă Marea Neagră, deja programat, vreau 3 zile libere atunci, înainte de plecarea în America. Vezi să nu ai vreo problemă, să mai ai vreo roată de rezervă pe când te întorci de la mare. Servit, acum am lăsat-o acasă la recuperare și să fie bine totul când mă întorc. Dar da, Doamne ajută. Bine, ne-a făcut plăcere încă o dată, multă baftă acolo și la Budapesta vom urmări în direct la DigiSport meciurile tale. Mulțumesc! Mulțumesc și continuare frumoasă în emisiune. Am vorbit așadar cu Michi despre programul ei. Să spunem că urmează o perioadă lungă, turnee pe zgură în luna iulie, în direct la DigiSport. Sunt și competițiile, nu doar cele de la Budapesta și Hamburg, precum Palermo, Lausanne. Iată o trecere din nou pe această suprafață, în care vor evolua destule jucătoare din România. Să ne gândim, Gabi Ruse are și un mare ghinion. În calendarul WTA s-a schimbat și în aceeași săptămână sunt organizate turneele de la Hamburg și Palermo, unde ea are finală și titlu.